Dragilor, de pe telefonul acesta. Am apucat să filmez astăzi cum mă machiez, am apucat să filmez vlog, am apucat să filmez produsele pe care le-am cumpărat și nu mai am memorie la telefon. Nu am filmat nici exagerat de mult, dar nici foarte puțin. Am filmat, nu știu, deci memoria telefonului are 64 de giga și pe mine nu m-a ajutat să am și gândiți-vă că pe telefonul celălalt eu nu am poze, am avut niște poze, am mai șters din ele doar videoclipurile și am luat de la cei de la iCloud 200 de giga. Și nu mi-ajung nici aceea. Nu știu, ori nu știu eu să-i bag, să-i folosesc. Trebuie să mă ajute Bogdan. N-am vorbit cu el pe cameră. A încercat să-mi arate cum să fac, ce să fac. Dar una e când are el telefonul în mână și alta e să-mi explice. Acum aștept să se încarce videoclipul în care m-am machiat. Sper că nu vă supărați pe mine, dar nu am vorbit, am avut chef să ascult muzică și nu neapărat că n-aș fi vrut să vorbesc, dar Marcu, Selena veneau tot pe lângă mine și dacă aș fi vrut să vorbesc, tot nu ați fi înțeles ce aș fi vorbit eu, că mai mult era gălăgie de la ei, mai ales că Marc era venit cu telefonul sau cu tableta, nici nu mai țin minte, Selena la fel, punea muzică și de aceea am preferat să mă machiez, voi să mă priviți, eu să ascult muzică, să mă destind și totul să fie bine. Am fiert niște crembuși pentru copii, le-am dat să mănânce, Selena a mâncat, acum i-am dus lui Marc în sufragerie, Marc are temperatură, i-am administrat acum Nurofen, arde foarte tare, se vede că are ochișorii foarte blajini, așa bolnav. Mâine nu va merge la grădiniță. Ce să facem? Nu știu pe ce să dau vina, am explicat și pe telefonul celălalt când am filmat, nici nu știu dacă voi reuși să mai filmez în seara asta sau dacă voi reuși să postez, deci a fost jalnic astăzi cu telefonul ăla, mai ales s-a nimerit într-o zi în care Bogdan nu e acasă, mie mi-a mâncat sufletul, eu nu știu să folosesc, nu prea le am cu tehnologiile și ori a luat ceva de la Bogdan, Bogdan a avut dureri musculare, a avut temperatură, a tușit și vreau să menționez că lui Bogdan nu i-a curs nasul, nu a avut COVID, i-am făcut noi acasă două teste, i-a făcut doctorul de familie un test, deci nu a avut nici Omicron, nici COVID-19, nici nimic. Ori a luat Marc ceva de la Bogdan, ori a luat ceva de la grădiniță. Acum nu știu pe ce să dau vina, pentru că Marc a mers la grădiniță și nu știu, știți și voi cum e când intri în colectiv, clar ia de acolo. Deci Marc la grădiniță câteva zile, poate chiar toată săptămâna, nu va merge, din păcate, pentru mine și pentru el. Nu că aș face eu ceva mare lucru pe așa, dacă el este plecat, pentru că orică aici acasă se ia, se joacă, într-adevăr, îmi mănâncă nervii și mă face cu biscuiții uneori, dar până la urmă nu e asta o problemă. Important e să fie sănătos. Îmi pare rău că nu merge din cauza că el s-a acomodat cât de cât. Chiar și astăzi când i-am spus că va merge la grădiniță, n-a avut nicio treabă. Poate ar fi plâns mâine de dimineață când ne trezim și când vede că ne dreptăm către grădiniță, dar ar fi fost tot ok. Așa că, deocamdată, vom face o pauză de la grădiniță, vedem cum se simte, vedem cum e zilele astea. Cu siguranță, dacă a început cu temperatură, deci sunt două șanse. Ori va avea nevoie de antibiotic și pentru că ori are o infecție în corp, ori va fi o temperatură din aia de 2-3 zile, după care dispare și e totul bine. Chiar nu știu, nu știu ce să vă zic. Eu o să mănânc niște ciorbă de fasole. Copiii nu au vrut să mănânce ciorbă de fasole. Astăzi am avut o zi foarte agitată. Ieri am avut o zi în care a început totul nasol. Și s-a terminat cu bine, iar astăzi a început cu bine și s-a terminat nasol. Deci a fost așa, astăzi e o zi cu ghinion, să zicem. Nu am avut eu cine știe ce ghinion astăzi, că nu pot să zic că e un ghinion, faptul că te-ai chinuit cu un telefon, dar știți cum e, că în momentul în care vrei să faci ceva sau nu ți iese, atunci te enervezi, te superi, te consumi. Mai se pune problema că Marc acum s-a îmbolnăvit și el și mă mai consum și cu el. Am capul așa, praf. Ieri Selena a încercat să dea un grătar din ăla cu rufe, un suport pentru a usca rufele jos de pe pat și ce credeți, și-a prins degetul, i s-a turtit degetul aici, nu știu cum, i s-a luat din piele o grămadă, a început să țipe atât de tare. Deci credeți-mă că m-am umuiat efectiv și nu știam încotro să fug și încotro să plec și ce să văd ce s-a întâmplat pentru că erau amândoi în dormitor și ea doar urla. Dar urla și nu zicea au, nu zicea nimic, doar urla, mama!
M-am speriat cu totul. M-am dus și eu și Bogdan să vedem ce s-a întâmplat. Era cu degetul prins între grătarul ăla pentru că a încercat să-l dea jos. Eu i-am zis să nu mai stea de atâtea ori în camera aia. I-am zis camera aia trebuie să fie liberă și pentru șinșile, dar și pentru că mi-o suc rufele și mă machiez. Camera aia trebuie să fie liberă. Ea are camera ei și încă o cameră foarte mare unde ar putea să stea un pat supraetajat. Nu știu ce să se înghesuie în canapeaua aia mică și să se chinuie să stea acolo. Când m-am dus, era prinsă cu degetul. Ne-am chinuit să-i scoatem degetul, după care i s-a prins mâna. Deci, v-am zis, a fost o zi, era să răsturn cafeaua, am răsturnat, nici nu mai țin minte ce pe masă, deci a fost, am început ieri o zi foarte nasoală, nasoală. V-am zis, când am văzut-o cu degetul, l-am învinețit și turtit, fix de la mâna dreaptă, degetul mijlociu, nu am mai fost bună de nimic. Deci ieri nu am mai fost efectiv bună de nimic. Câteva ore am fost praf. Deci tremuram, m-a luat durerea de cap, mă durea așa în piept, mă înțepa inima. Nu știu, a fost o zi, v-am zis, o zi foarte, foarte nasoală. Nu puteam nici să o bandajez, tremuram, m-am panicat, m-am speriat. Bogdan a început și el să se sperie, dar în același timp și să țipe. De ce a trebuit să pună mâna acolo? Deci eu eram ca la proști. Ca la proști eram. Marc plângea că o să moară, că o să moară, să nu moară Seli, să nu moară Seli. Deci v-am zis, a fost, zice că suntem la proști. Asta plângea de durere, eu, au, inima, au, nu mai pot, stau pe picioare. Asta la altul țipa taxul, că era turba, că a văzut că și-a prins degetul fraxul, ăsta la și fraxul. Aole, mama, moare Seli, moare. Deci v-am zis, ziceai că suntem familia tiribombă. Nu știu, fratele. Mă bufnește râsul acum când îmi aduc aminte, dar ieri în momentul ăla v-am zis, deci numai așa eram. Au inima, au nu mai pot stau pe picioare, au mi-e rău, vai Seli, vai Seli, de ce ai pus mâna acolo, vai Seli. Deci ziceai că, v-am zis, ziceai că sunt de pe altă lume, bătută în cap, lovită, mă speriase, mă panicase, foarte, foarte tare. Telefonul astăzi mi-a făcut figuri, mi s-a închis, mi s-a aprins, mi s-a închis, mi s-a aprins, așa a făcut, ce faci tu? Ia uitați cum stă acolo. Mărcuț are temperatură, bună Marc! Da, iubire, și Seli ce face? Seli a făcut băiță, pe Marc momentan nu l-am băgat, este 7:30, am așteptat să văd cum se simte și nu se simte bine și ardea urechile, ardea tot, chiar am zis, mai nu vreau să-l bag la baie, să-l apuce frisoanele și să-i fac mai rău. Vreau să-l urmăresc să văd cum e, dar la cum arată el bine nu e, deci clar nu o să și... Nu o să, o să-i treacă probabil temperatura că i-am administrat acum sirop, dar dacă îl bag în cadă, nu e bine. Marc, ai mâncat cremvuști? Marc, mănâncă cremvuști, mama! Hai că-ți dau eu ca la bebeluș. Uite, eu o să-mi încălzesc niște ciorbă de fasole. Mi-e foame foarte tare, dar sunt și amețită. Sunt, v-am zis, mai am de ascuțit creioane. Am de pregătit uniforma. Am să mă schimb, am să mă demachiez. Am să dau mâncare la animale. Mai avem de făcut baie lui Marc. Mai am de să-mi bat capul cu videoclipurile astea și cu memoria de pe telefonul ăsta. Că dacă nu vine să-l arunc de la etajul 4, chit că el e frumos și cum e. Nu înțeleg, frate, deci am mai avut probleme. Am mai avut un, și nu numai un iPhone, cred că două sau trei iPhone am avut la viața mea, nu foarte multe, nu am avut doar iPhone, am avut și Samsung și Huawei și nici nu mai țin minte ce am mai avut, dar în mare parte am avut, bine, am avut și LG, am avut și Alview, dar asta a fost acum mulți, mulți ani, dar în ultima perioadă m-am învârtit așa, iPhone, Samsung și Huawei, astea au fost telefoanele mele și am mai puțin cu memoria și tot așa îmi cumpăram și mă enerva și ștergeam și iar îmi zicea că nu e, nu s-a eliberat și iar ștergeam și iar și am zis, dă încolo de treabă și chiar i-am zis lui Bogdan, nu știu ce o să fac când eu filmez un videoclip de 70 de minute, 80 de minute sau așa, pe nici nu o să pot, nici nu o să pot cu telefonul ăsta și trebuie să vină el acasă să vadă ce e de făcut cu el, pentru că am luat 200 de giga, mai are și telefonul 64, 264 de giga. Eu nu păstrez niciodată videoclipurile pe care le filmez zi de zi. Eu, de exemplu, astăzi am filmat, l-am băgat în coș. În cazul în care văd că nu s-a întâmplat nimic, ceva legat de la YouTube, o încălcare a regulii sau ceva, l-am luat și am golit coșul și nu mai am acel videoclip. Deși dacă vreau să-l mai recuperez peste câteva zile sau așa, nu-l mai am. Deci de aia mă miră faptul că eu nu am memorie când eu de fapt golesc. Nu,
nu e ca să zici, măi, mi s-au încărcat toate vlogurile ce am filmat de ani de zile sau de câteva luni sau de câteva zile să le am acolo salvate și așa. Nu! Ce filmez, eu șterg. Ăștia iar mi-a luat de la început videoclipul. Am început să-l încarc. Era 70 ceva la sută. Uite, spațiul de stocare al telefonului, nu știu cum vedeți bine, al iPhone-ului este plin. Puteți elibera spațiu prin gestionarea spațiului de stocare în configurări. Asta văd că iar mi se încarcă videoclipul greu, nu știu ce se întâmplă, deci da, n-am ce să mai zic, n-am ce să mai fac. Mi-a mâncat sufletul, deci vă spun sincer că la cât chef am avut și la ce spor am avut eu astăzi de a filma și mi-am propus să fac 3 videoclipuri, eu special să recuperez când am filmat ieri și așa. Dacă știam, nu mă apucam cu iPhone-ul, vă spun sincer, îl lăsam acolo până venea Bogdan. Voi oricum ați urmărit dintotdeauna și de pe telefonul acesta, îmi puneam lămpița mea cu lumină, mi se vedea fața, mi se vedea corpul, mi se auzea vocea. Acum că nu era claritatea asta să filmeze cu 4K și... Asta era, dar măcar știam că 100% încarc niște videoclipuri. De pe iPhone merge foarte greu să se încarce, văd că pe YouTube, și nu înțeleg de ce, pentru că tot aceeași internet îl am în casă, am date mobile, acum vin, nu înțeleg, dar deci nu cred că am șansă să încarc decât un video sau două în seara asta maxim, cred, nu știu. Stai un pic. Strigând după ajutor, lupul îl văzu pe tău. Deci mă enervează maxim telefonul acesta. Maxim, îmi vine să-l arunc pe geam. Nu știu, frate, ce merge atât de greu. Probabil că e 4K, nu știu care e problema. Uitați-vă și voi, intru pe YouTube și efectiv mi-l scoate afară. Mor. Deci nici nu mă lasă să mă uit să văd dacă mi s-a încărcat vlogul. Și am încărcat doar unul și gândiți-vă că mai am două. De-aia m-am apucat să filmez de pe telefonul ăsta, nici nu știu, mă oftic foarte tare, vă zic sincer, mă oftic tare, știam că prefer să nu mă filmez cu acest telefon și m-aș fi filmat cu telefonul ăsta, dar vă dați seama, eu încarc acum un video de 12 minute care ar fi trebuit să se încarce foarte repede și eu stau, cred că de 2 ore la el ca să se încarce. Și nu se încarcă. Deci a rămas blocat la 80%. Am făcut treaba, am ascuțit creioane, am pregătit ghiozdan, pachet, Marca a dormit, m-am demachiat, m-am schimbat, am dat mâncare la animale, am făcut toată treaba. Și mă oftic că dacă aș fi știut că merge așa de greu și e ciudat, nu aș fi pus mâna să filmez cu el, aș fi filmat în continuare cu acest Huawei, aș fi filmat cu ăsta când venea Bogdan ca să mă ajute să vadă care e situația, ce se întâmplă. Deci nici nu pot să dau mesaj pe WhatsApp, nu pot să fac absolut nimic. De peste tot mă ia și îmi spune că este spațiu insuficient și nu pot să fac nimic. Deci mă enervează maxim, îl vine să îl arunc pe geam. Maxim mă enervează. E fain. Marc se simte destul de rău, mititelul a dormit, era obosit că s-a trezit la 7 dimineața și nu a vrut să doarmă la amiază, chiar dacă l-am dat cu mașina, nici nu mă așteptam. Când a ajuns acasă de la cumpărături, nu a vrut să doarmă. Acum am mai făcut și temperatură. Da. Da, uite-ți aici ăsta. Cine-i ăsta? Băiatul. E băiatul? Albuț. Aici mai avem un albuț, un băiețel și două fetițe. Bubulina e ultima și prima este Bela. Da. Bela e cea mai mare. Oh, trebuie să ridic pipeta, că bea greu de acolo. Uite-te, ia. Oh, Silly, ai grijă. Vrea de aici să bea apă și am pus pipeta prea sus. Așa, gata. Ia uite. Săraca, era pipeta undeva pe aici, aș trebuia să-și îndoaie gâtul, încă și acum e. Ia stai să vedem, să modificăm de izuca, că dacă am avut și curca cealaltă. De fapt, nu, că e prea sus și ăștia puii, de fapt puii mai mănâncă țâță. Hai, ia-ți apă. Of, stai că nici nu mai știu ce filmam. Ia uitați acum, bia drăguța de ea. Ți set, așa-i? Uite, mama. Uite, mama, cum bea, dragă de ea. Uite, mama, cum se dă băiroată. Da, un ghindoc mic. E Bela. E Bela. Uite cum stă cu mânuțele.
Uite ce frumos tăia cu lăbuțele. Nu cred așa ceva. Zici că stă la pușcărie. Deci zici că e un miloc. Nu cred. Cum stătea. Uite așa cumva. Oh, scuze. Nimic. Ia uite-l. Zici că e un bătrân care stă la poartă. Ce cu tine, dragoste? Ce mama? La tine? Atinge că l-am filmat deja. O, deizuca, ia uite-o câtă apă bea. Ce vrei să Da. Negruț pleacă din țară, știi că ți-am zis, da. Negruț pleacă și Griuț. Nu știu. Ghiuț e la București. Ghiuț e băiat de București. Ia uite-l pe Michi. Da, Michi, Griuț e băiat de București. Și poate se duce să-ți joace. Ia uite, a văzut că ai deschis ușa și gata. Ia uite, ochioasa stă acolo sus. Fiecare stă la câte un etaj. Ia uite, ochioasa, Michi și Daisy. Cu pui. Ia uite, uite hoțul, ia întinde-i mâna să vezi că vine la tine. Ei, dar nu acolo, trebuia Unde? afară. Aici? Așa, așa, mamă. Ei, lasă. Te că pun eu. A, a vrut să mă muște. Lasă să se vărțe aici și după aia pun palma. Da. Hai, 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 hai. M-am apucat să filmez cu telefonul ăsta să nu vă las fără vlog în seara asta, pentru că se încarcă cu siguranță Nu ce foarte să greu urcăm la și tine. am zis că să măcar să filmez ceva. Nu e un vlog, cine știe ce interesant, dar na. Nu mă poate caz pe spate. Nu vrea. Hai, Michi, la mama. Dă-i pace, Seli. Nu mă Haideți strânze. să vă arăt totuși gălăgie. Porni centrala, pe holi gălăgie. Uitați-vă ce bluziță frumoasă o să se îmbrace Seli la școală de dimineață. Aici am pus colivia. Ce degetul, știi cum simt aici? Da, ia să vedem. Opa. Dar ieri era turtit rău, ai văzut? Zici că era Nu-ți pui plăcintă. plasture. Vai, chiar că zici că e plasture. Aici am Plasture? pus, zici că e plasture, zici că e plăcintă. Am pus colivia, am învelit un saș de gunoi. Uite, astăzi am fost la cumpărături și am uitat să iau saș, să mă duc mâine la Penny să văd Opa. dacă, am găs dacă găsesc scuze. Mama, Și uite. bluza asta a primit-o din Italia, de la mama. Foarte frumoasă. Unde e? Doamne, unde l-ai băgat tu, fată, tu? Michi, unde te-a băgat tu? Mama, ciclen. Săracul vrea să ia, să ia mama de acolo, că o să cadă. Aici am toate cardurile. De la Selgros pe Nina, la Marionou, Catena, toate cardurile de la magazine, farmacii și așa mai departe. De la mall. Trebuie să mi le iau să mi le scanez cu Da telefonul bine că ai celălalt, cu auzit. iPhone-ul, pentru că aveam stock card pe Huawei și acum cum mi-am modificat telefonul, uite că roade ceva. Ce roade, bă? Hai, ce rețeta. Aici cum am modificat telefonul, l-am schimbat, nu mai am. Și trebuie să le adaug din nou pe toate, să le scanez și uitați-vă câte am. Și stai că astea nu sunt toate, că mai am și în portofel cardurile Uite cum se bancare. mică. Da? Pe fier. Și în videoclipul de astăzi, cel cu cumpărături, voi nu o să-l vedeți în seara asta cu siguranță mâine, dacă reușesc să-mi fac telefonul, că dacă mi se blochează în halul ăsta, îmi pare rău că am pierdut tot. Deci, practic, am pierdut tot ce am filmat și astăzi, ce am cumpărat. Da, mama, o, drăguț. Michi! Michi! Băiatul! Ce faci, mama? De la... Din Carrefour avem un stand din ăla cu produse de make-up. Mă gândesc că toate magazinele au și în Auchan am văzut. În Auchan sunt mai multe firme, dar în Carrefour sunt doar câteva. De la Rimmel London, de la Miss Sporty, de la... Dacă asta nici nu mai știu, o site-ul de la Miss Sporty, Mai parcă ai unul da. din Mai am ăsta unul tot. maro, de la Bourjois, Catrice, mai multe. Pe acest fond de ten am dat 14,80 lei și chiar sunt curioasă dacă am nimerit nuanța. Am luat un... Ai de capul meu. Deci pe unde punem mâna Ioana e dezastru total. Îmi cer Asta scuze e. pentru gălăgie. Uitați.
Am luat unul mai deschis la culoare cu gândul că e mai bun. Oricum ăsta era cel mai deschis pe care îl aveam în stoc. Probabil l-au mai avut și mai deschis, dar l-au... Și asta este. Da, E foarte fain. l-au vândut chiar fain. Betty L-au Delos este, vândut. da, știi? Da, dar Betty nu, Delos este fain. are de Gen la Essence. Bine, genul ăsta, da. culorile astea. Și eu le am pe acestea patru. Ăsta l-am cumpărat cu 20 de lei, dacă nu mă înșel, sau 18 lei din DM, nu mai țin minte. Și pe acestea le-am cumpărat aceeași marcă, aceeași gamă, tot, din Carrefour Lidl. cu 11 lei și 5 bănuți. Ceea ce mi se pare foarte ieftin în comparație cât am dat în DM. Și îmi plac foarte mult. Ăsta e luat din DM și e un maro, așa, un iod. Și are nuanța asta. Asta altul e un rozaliu, așa spre, nu știu, un iod. Nu știu cum apare exact pe cameră, dar foarte, foarte faine. Asta e un roz mai închis. A început să plângă. L-ai băgat la locul lui. Așa. Și ăsta e un roșu foarte fain. Deci, în realitate, e mult mai intens față de cum îl vedeți voi pe cameră. Asta e vivid red. Dacă vreți să le achiziționați, puteți să încercați în hipermarketurile Carrefour, să vedeți dacă le găsiți tot la 11 lei și 5 bănuți, chiar mi se pare foarte ieftine, mai ales că ține pe buze foarte mult, adică ore întregi, nu știu Da. dacă 24 de ore, dar eu m-am dat cu el, cred că undeva pe la vreo 11 sau 12 și m-a ținut, cred că până la 5-6 seara și m-ar mai fi ținut dacă nu mă demacheam. Poate să reziste și 24 de ore, având în vedere dacă te mai dai cu un creion de buze sau așa, De chiar m-am dat poate și mi să... s-a dus S-a nu dus repede, repede? nu Nu? repede. A ținut? Da, a ținut cam foarte bine. Ai închis ușa bine la ei ca să nu-mi evadeze. Ia să vedem dacă am fondul de ten la fel. Deci am o grămadă de rujuri, dar credeți-mă că nu mă pot abține să îmi Da, cumpăr. da. Și am o pasiune pentru rujurile mate. Trei. Îmi plac și cele lucioase, dar mai puțin. Da, trei. Deci asta este nuanța pe care am luat-o astăzi. E 100 Ivory. Asta, altul este mai închis, probabil la vară îl voi folosi. Este 200 beige. Și ăsta altul este tot 200 beige. Cu acesta m-am dat astăzi, eu pe față, și de aceea am decis să cumpăr unul mai deschis. Astea sunt perfecte pe timp de vară, dar bine, nu chiar perfecte. Ar fi nevoie puțin să mă bronzez acum la solar, ca să le pot folosi acum, să zicem, să se potrivească ceea ce am pe față cu ceea ce am pe gât. Și pe restul corpului, iar dacă le voi folosi vara, sunt cam deschise pentru tenul meu atunci când sunt bronzată. Mi-aduc aminte că se vedea oarecum așa o diferență. Eu eram bronzată pe față și când mă dădeam cu nuanța asta se vedea un pic mai deschis. Dar nu-i problemă că până la urmă găsești soluția să le combini între ele. Astăzi l-am văzut și la ofertă, am trecut pe acolo și am zis, hai mă să intru să văd ce oferte mai au, dacă se merită ceva. Aveau și rimel de la Miss Sporty cu 10 lei, cu 12 lei. Rimelul ăsta l-am cumpărat de la Miss Sporty și am dat 10 lei sau 11 lei, nu mai țin minte. Și o să vedeți în video de astăzi ce... Bine, ce... eu am oricum genele mari, dar o să vedeți ce gene Astea sunt frumoase tale? fac. De la iPhone? Nu sunt originale, sunt alu tata. Ia, poți să văd cât de mari sunt? Poți, dar sunt mari. Și am zis că hai să intru să văd, am intrat, mi-a plăcut culoarea, că dacă era să fie o culoare mai închisă, că culoare din asta 200 beige nu avea, avea mai închis și mai avea un Ce vanila. mare e! Cum ți Dar nu intră? așa, vași mamă. Așa? Da. Zici că e ceapă. Și mai ales dacă l-am văzut și la ofertă la 14,80 lei, tot 14,80 lei am dat și pe ăsta și cred că și pe ăsta, sau până în 15 lei oricum. Și am zis, hai să cumpăr, pentru că e un fond de ten bun. Mie mi se potrivește bine, eu am tenul uscat și acest fond de ten este uleios și chiar îmi place foarte mult. Așa că dacă aveți tenul... uite, ăsta are scotch pe el, iar ăsta nu. Nu cred că o fi fost testat sau...
Dacă aveți tenul uscat, vi se potrivește. Dacă aveți tenul gras, nu. Pentru că e uleios. Doar să vă dați cu el și să setați cu foarte multă pudră. Dar credeți-mă că și eu, având tenul uscat, este atât de uleios. Chiar dacă îl setez cu pudră, tot simt uneori uleios în anumite zone ale feței. Așa că dacă îl aveți tenul gras, nu recomand. Sau îl puteți încerca, să vedeți, în combinație cu alt fond de ten și să-l încercați. La 15 lei cât dați pe el, chiar nu e o pierdere mare. Nu, ăla e unt de corp. Și am mai văzut câteva fonduri de ten pe TikTok care fac o zarvă totală și aș vrea să le încerc. Nu mi-aduc aminte cum se numesc. Oricum, nu de la Miss Sporty. Era unul de la Essence, parcă. Unul de la Catrice, dar nu de la Catrice acesta. Altul, parcă era. Și mai erau de la câteva firme, dar sunt mai multe fonduri de ten care fac așa, să zicem, zarvă, dar e unul singur sau două care sunt la preț ieftin și că sunt foarte bune. Acum, nu știu. Eu sunt mulțumită cu astea. Ăsta îmi place foarte mult de la Miss Sporty. Ăsta nu-mi place, nu o să-l mai recumpăr niciodată. Adică mi-a plăcut. Am avut o perioadă în care mi-a plăcut. M-am dat cu el alaltăieri sau, nu mai știu, zilele trecute și nu mi-a plăcut. Ăsta îmi place. Un fond de ten ieftin și chiar foarte bun. Ăsta de la Yves Rocher nu-mi place. L-am primit de la sora mea și nu o să mai recumpăr. Ăsta îmi place foarte mult și o să-l recumpăr. Ăsta de la Avon nu și nici nu vă recomand să-l cumpărați. E cel mai prost fond de ten pe care l-am cumpărat vreodată. Ăsta de la Wet n Wild Photo Focus e belea. O să-l recumpăr cu mare drag. Ăsta de la Essence Mousse nu-l recomand. Se vede, poate pe tenul gras se vede bine, dar pe tenul uscat nu. Este îmi place cel mai mult dintre toate. Ce fond de ten mai am? Mai aveam ăsta. Ăsta-l mai am. Ăsta. Ăsta tip pudră, așa și așa, probabil pentru tenul gras, pentru tenul uscat. Sunt dăți în care mi se potrivește pe ten, sunt dăți în care nu mi se potrivește. Ce care îți place cel mai mult? Cel mai mult, ăsta îmi place. Ăsta îmi place cel mai mult, după care urmează ăsta de la Miss Sporty și apoi Și asta. mai urmează celelalte, așa și așa, le folosesc din când în când. Și pe acesta nu e vorba că nu-l folosesc, mai am cred că atât în el și l-am folosit. Nu-mi place să arunc produsele, îmi place să le combin și îl combin cu alt fond de ten și rezultă ceva drăguț pe față, dar așa, de exemplu, să mă dau doar cu el, nu, nu-mi place chiar deloc. Zilele astea trebuie să-mi fac curățenie pe la machiaj, deci mi s-a spart o pudră și mi s-a făcut numai mizerie înăuntru, uitați și pe asta, oricum asta nu se mai duce, că are un material și oricum a fost cu sclipici, dar nu se mai duce și să-mi fac curățenie pe aici. Uite, astea zici că sunt globuri și când vrei să te decurujite. Și nu te dai. Da, dar trebuie să bag degetul și așa nu-mi plac mie rujurile și balsamurile astea de buze și glosurile care sunt așa să bagi degetul, mă enervează foarte tare. Și creioanele acestea de la Essence sunt foarte bune, o să vedeți și Mai astăzi unul. dacă reușește să se posteze acel video, să vedeți ce faine sunt aceste creioane și cât de ușor poți să aplici cu ele și cât de rezistente, sunt foarte, foarte bune și costă doar 5 lei și ceva. Chiar vi le recomand. Da, trebuie să văd și eu de pe aici ce mai păstrez, ce mai arunc. Aici mi-am făcut un corector din nici nu mai țin minte, două sau trei. Imediat o să-l termin și o să-l azvârlu și pe el. Mai aveam un Ce borcanelul ăsta de Nutella, dacă vă vine să credeți. Mi-am făcut doar că e un pic cam închis pentru ten și îl folosesc drept fond de a făcut ten. și roșii? Mi-am făcut și ruj aici, mi-am făcut și în Și aici? paleta aia, dar nu le folosesc. Am mai Mai dat-o am dat pe asta. mama, pe mama și pe soacra, că le-am machiat, le-am dat cu rujurile Ăsta e acestea. super Ăsta plin. e fain roșu ăsta. Nu știu de ce nu mai folosesc eu rujurile așa de turbate. Îmi plac foarte mult în ultima perioadă ăstea deschise, niodurile, rozurile deschise. Nu mă mai văd așa să mă dau cu așa ceva. Mai mă dau, dar mai rar. În rest, nu prea. Ce-i mai? Și asta e pățania mea cu telefonul de astăzi. Îmi pare foarte rău, vă zic sincer, îmi pare rău și am încercat, am făcut tot posibilul, am încercat
Seli, nu-i voie, toate variantele și am șters aplicații și am făcut o grămadă de chestii doar să reușesc să filmez și să mai filmez și altceva și să reușesc să postez să vedeți și voi. Cred că e undeva la vreo 9 fără ea să verific toate ușile astea sunt închise, apă le-am pus, o să dau pipeta puțin mai jos. Să vezi pe marță, vai, bă, Cum să dau cu pipeta, că și un pui ar fi vrut să bea apă, dar în același timp vor și ăștia mari și nici nu știi cum să faci. Aici am verificat tot, deja e 9 fără 7 minute. Uitați-l pe Marcus, drăguț de el, cum doarme, e super obosit și e foarte roșu la față, trebuie să-i verific temperatura din nou, uitați-l ce obraz are. Nu Ce știu ce s-a întâmplat cu firasie. el, dar ce Ce gras cum s-a făcut. făcut așa și umflă mâna. Aici am pregătit... Nu, mama, nu. Nu, că mama e aici cu tine, iubitule. Sunt aici. Sunt aici. Am pregătit aici siropul, panadol, sirop nurofen, supozitoare, termometru. Trebuie să-i verific temperatura. Dragilor, o să încheie filmulețul. V-am pupat cu mare drag, să aveți grijă de voi, vă doresc o săptămână ușoară, să aveți spor în toate și ne vedem în vlogul următor, în vlogurile, în filmulețele, nu știu, nici nu știu dacă mi-a mai luat, rămas bun de la voi, nu mai știu nimic. Deci astăzi și ieri am avut așa o zi destul de ciudată, v-am povestit și cu Selena, cu degetul și nu știu, a fost așa o zi cu ghinion, deci data de 12 și 13 a fost așa mai cu ghinion, să zicem așa. Da, mâine să vedem cum ajungem să-și pună codițe. Are programare la 3 jumate să-și facă două codițe din alea așa. Mă enervează Deci, bretonul, trebuie să-l tăiem neapărat. să fiu așa, nu mi-arăt pe Deci mâine cameră. trebuie să mergem să căutăm păr din ăla pentru împletit Așa? codițele. Problema e că nu știu cum să ne Iac. simțim Marc, nu am nici cu cine să-l las. Nici nu știu cum o să fac, el are temperatură, trebuie să ajung cu Selena la... magazin, se le scapă mâine scap la Unu. cum? Ai comper La un fix. Evaluare. evaluare hai de mine, mâine are evaluare scapă, du-te caută codițe vino acasă, dă-le de mâncare du-te caută codițe, după aia pleacă la salon Marche bolav, nici nu știu cum o să fac, nici nu știu și la noapte cum va fi, ce voi trage, ce se va întâmpla nu știu nimica, deci nu mă așteptam să se bolnăvească Marc, vă spun sincer. Deci, pur și simplu, de dimineață, ieri l-am simțit puțin înfundat, dar de dimineață, de când s-a trezit, și roaie, curgea în continuu nasul și apos, așa. Da, asta este, se mai întâmplă, ce să facem? Vă pup cu mare drag, aveți grijă de voi, astăzi mi s-a rupt geanta în asta, cum se numește, în Carrefour. Carrefour. Mergeam eu la Carrefour și dintr-o dată, pac, mi-a căzut geanta jos. Când am văzut, îi zic, vai, bine că te-ai rupt, trebuie să-mi cumpăr și o geantă. Am foarte multe genți, vi le-am arătat, dar acum mai nu îmi plac gentuțele astea micuțe și trebuie să-mi cumpăr una. Am câteva, o am și pe aceasta, doar că începe să se facă urât, începe să scorojească, uitați, se rupe astea. Așa asta, roz. Am pe aia roz, dar aia roz e micuță și nu prea ți intră multe lucruri. Mai am aia tip coșuleț împletită la coștine Da. neagră. Și trebuie să-mi cumpăr eventual o geantă mai mare din Sinsay sau nu știu, din New York, o să văd o geantă de unde să-mi cumpăr. Și da. V-am pupat cu mare drag, să aveți grijă de voi și să aveți spor în toate. Pa, pa!